Toți căutăm siguranță. Toți căutăm ideea aceea de a te simți acasă. Doar că e normal. Bine, e normal să se întâmple lucrul ăsta, pentru că ca și specie avem nevoie să știm că suntem în siguranță și că nu ne pierdem viața. Doar că viața nu ți asigură asta. Și trebuie să fii mereu cu un pas înaintea speciei din care faci parte, pentru că ai un creier care funcționează și în care, dacă pui puțină conștiință, tinzi să mergi la alt nivel și să înțelegi altfel lucrurile, așa că cu cât o să cauți siguranță, cu atât nu o să o obții. Pentru că evoluție înseamnă să ieși din zona de confort. Deci, nu mai căuta siguranță. Caută să înțelegi și să-ți depășești fricile. Da? Caută să înțelegi ce ți se întâmplă, să observi, fii cu ochii în patru în fiecare zi, la tot ce se mișcă în jurul tău. Și o să vezi că siguranța asta vine din interiorul tău și nu mai trebuie să fie dată de altcineva.